Deși suntem în plină pandemie, în domeniul imobiliarelor au crescut prețurile. Unul dintre specialiștii contactați a precizat că prețurile au urcat în ultimul an cu 20-25% față de anul anterior, motivul fiind cererea mult prea mare și oferta mică. Din tranzacțiile pe care le-a intermediat Golumbină Ștefan Cătălin, specialist în imobiliare, a menționat faptul că a observat o creștere cu aproximativ 25% la prețurile locuințelor din Drobeta Turnu Severin. În ultimul an putem spune că imobili au cam sărit prețul. Dacă o garsonieră o găseam undeva în 20-22 de mii, în ziua de azi le găsim undeva în 27-28, chiar și 30 de mii. Asta presupune undeva la 20-25% s-au scumpit imobile într-o vietată, nu în ultimul an. Din ce cauză s-au scumpit? Cauza este simplă. Cererea este mare și oferta este mică. Totdeauna așa se întâmplă într-o piață imobiliară când cererea este mai mare decât oferta. Prețurile cresc. Efectele COVID-19 nu se reflectă deocamdată în prețurile apartamentelor. Dintre marile orașe doar Constanța a avut o evoluție general descendentă, în rest, scăderile sunt preponderentă doar pe segmentul vechi. Specialiștii din domeniul imobiliar au identificat mai multe categorii socioprofesionale care investesc în imobiliare și dețin finanțare integrală.